sfatul medicului. Cuvântul Scripturii spune: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Un episod realizat în colaborare cu doamna dr. Teodora Cătinaș, medic pediatru. Perioada de după naștere se numește perioada postpartum și este o perioadă caracterizată prin transformări majore. De aceea, în această perioadă sunt necesare eforturi importante de adaptare. Este o adaptare complexă, atât fizică cât și emoțională. Noua mămică trece prin transformări fizice de revenire la starea dinainte de sarcină. O revenire completă din punct de vedere fizic necesită o perioadă de aproximativ 6 săptămâni. Pe lângă modificările fizice, apar și cele emoționale, care sunt generate de apariția unui nou membru al familiei. Nașterea unui copil este cel mai minunat lucru care se poate petrece în sânul unei familii, dar este și o perioadă de tranziție, pentru că soții se confruntă cu noi roluri, noi relații reciproce și noi responsabilități. De fapt, apariția copilașului nu îi marchează doar pe părinții acestuia, ci și pe bunici și pe frații noilor născuți, dacă ei există. Pentru a înțelege mai bine, vă voi da un exemplu. Femeia care până ieri era însărcinată devine mamă, soțul ei devine tată, iar unicul copil devine frate. Și toate astea într-o singură clipă, nașterea noului membru al familiei. Este, desigur, un moment mult așteptat și dorit, însă intrarea în noul rol e atât de bruscă și cere o adaptare atât de rapidă, încât poate să genereze o stare de ușoară confuzie. Și mai e ceva, a deveni părinte și a-ți asuma rolul de părinte nu e o treabă care începe treptat. Ea e bruscă și o responsabilitate de 24 de ore din 24. Acest fapt este, din nou, greu de acceptat. Maniera de adaptare a fiecărei familii este unică. Există familii care se adaptează foarte repede și altele care se adaptează mai greu. Adaptarea însă este influențată de numeroși factori, de exemplu, experiența nașterii. Nu e tot una o naștere normală, lipsită de complicații și o naștere de urgență consecutivă unei complicații. Apoi, e la fel de importantă susținerea afectivă permanentă în timpul travaliului. Prezența sau absența durerilor după naștere, sănătatea mamei și copilului, prezența sau absența problemelor legate de alăptarea bebelușului, grijile inerente legate de starea de sănătate a copilului și, să nu uităm, starea marcată de oboseală a mamei în primele săptămâni de după naștere. O să vi se pară ciudat, dar cred că cel mai important factor pe care îl putem folosi în favoarea noastră și care, din păcate, este ignorat adesea, este odihna. Oboseala și lipsa orelor de somn necesare îngreunează mult refacerea fizică, dar și pe cea emoțională. Femeile au tendința să lase deoparte nevoia de odihnă și somn în favoarea treburilor gospodărești. La început le poate părea imposibil să își găsească timp pentru somn. Trebuie să-și recunoască și să-și accepte nevoia de odihnă, ba chiar să facă din ea o prioritate. Asta, desigur, imediat după satisfacerea nevoilor de hrană și confort a bebelușului. De asemenea, este util ca mama să încerce să doarmă în perioadele în care doarme și copilașul. Unele mame găsesc dificil să doarmă în apropierea copilului pentru că au tendința să pândească orice sunet emis de copil. În aceste condiții este necesar să lase pe altcineva să se ocupe de copil atâta timp cât ele se odihnesc. Este greu să se obișnuiască să doarmă pe reprize pentru un om care nu era obișnuit să facă acest lucru, însă în câteva săptămâni și acest lucru se poate învăța. Se pare că se ajunge la un moment dat la care părinții tânjesc după viețile mai previzibile pe care le duceau înainte de nașterea copilului. Durează puțin până la adaptarea la noul stil de viață, însă în timp, bucuria noii vieți alături de bebeluș umple golurile din viața părinților atât de bine încât noul stil de viață devine absolut firesc și mulțumitor. Cât de mult durează până când se ajunge la acest echilibru, depinde de factori ca și sănătatea membrilor familiei, de situația financiară, de susținerea familiei și a prietenilor, de ce nu, și el este
propriu fiecărui familii. Sfatul medicului. Cuvântul Scripturii spune: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului.